ia puțin timp. Sunt multe lucruri de citit și de încercat de pus împreună. Continui cu predica de data ailaltă trecută despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Este un fapt istoric că de la 1844 încoace, un fapt istoric și profetic, Iisus putea să vină și au trecut 181 de ani și n-a venit. Și mulți dintre noi, adventiștii de ziua șaptea, pentru că ne numim așteptători a venirii Domnului Iisus Hristos, încearcă să facă un sens din această îndelungă așteptare. Sunt unii care cred că nu trebuie să se ocupe cu aceasta, având în vedere cândva în viitor Iisus va veni. Sunt alții care au încercat din 1888 încoace și încearcă și astăzi să iasă din biserică, să facă ei organizații sau să predice ei Evanghelia și să facă pe Iisus să vină. Cu părere de rău, mulți dintre ei, unii oameni sinceri, sunt înșelați. Și mai înșală și pe alții. Răspunsul dat de cel mai mulți în Matei, capitolul 24, versetul 28, Domnul Iisus a spus o parabolă și dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Ce este rău pentru că îl cheamă rob rău? El nu spune că nu vine. El este adventist ziua șaptea. El nu mai spune că din motive neprecizate, stăpânul întârzie. E prea ocupat. Judecata de cercetare, miliarde de oameni, știți, în 1844 încoace, ia prea mult. În parabolă, faptul că el dă vina pe stăpân sau face pe stăpân responsabil de întârziere, duce la o anumită comportare, la un anumit stil de viață. Și versetul continuă, 49, dacă va începe să bate pe tovarășii săi de slujbe, să mănânce și să bea cu bețivii. Frații mei, ceea ce credem sau nu credem spre a doua venire determină clar stilul nostru de viață, cum trăim în lumea aceasta. Și dacă suntem pregătiți sau ne pregătim sau nu. Ideile care se vehiculează astăzi și în biserică, că nu contează ce crezi atâta timp cât ai o relație cu Iisus, sunt niște înșelăciuni. În Matei, capitolul 24, versetul 35, Domnul Iisus spune că nu va trece neamul acesta sau generația aceasta până când nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Și el vorbea înainte de înălțare, în jurul anului 33, și până în anul 70, la distrugerea Ierusalimului, s-a întâmplat toate acele lucruri. Și el accentuează și spune, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. După declarația apostolului Pavel, Evanghelia a fost predicată într-o singură generație oricărui făpturi sub soare, zice el. Așa că Matei 24:14, Evanghelia aceasta a împărăției va fi predicată în întreaga lume ca să slujească de mărturie, atunci va veni sfârșitul. S-a întâmplat într-o singură generație. Tot la fel a fost voia lui Dumnezeu ca după 1844, în scurt timp, o singură generație, adevărul să fie predicat, adevărul prezent despre sabat și sanctuar și el ar fi venit.
Apocalipsa capitolul 10, care descrie dezamăgirea de la 1844, nu mai vorbește de un timp profetic, ci ultimul verset, versetul 11, spune că trebuie să prorocești din nou cu privire la neamuri, limbi și seminții. Nu mai era timp, era doar predicarea unui mesaj specific într-o singură generație, în întreaga lume. Marea Luptă, pagina 457, profetul spune, dacă toți aceia care au lucrat împreună, uniți, înainte de 1844, ar fi primit al treilea mesaj îngeresc, adică sabatul și sanctuarul, și l-ar fi predicat, proclamat cu puterea Duhului Sfânt, Dumnezeu ar fi lucrat cu putere în eforturile lor, un potop de lumină ar fi fost revărsat asupra lumii cu ani în urmă, și asta scria în 1890, locuitorii pământului ar fi fost avertizați, închiderea lucrării ar fi fost terminată și Hristos ar fi venit pentru salvarea poporului său. Cuvinte ciudate, care devin din ce în ce mai ciudate și pentru adventiștii de ziua șaptea. În parabola celor 10 fecioare, Domnul Iisus a spus că din cauza că mirele a întârziat, luat ca mirele ar fi vina lui, toate cele 10 fecioare au adormit. Și în parabola Domnului Iisus, ea spune că nici cele înțelepte, nici cele nechipzuite nu au crezut că o să întârzie atât de mult. A doua Petru, capitolul 3. Petru are o vedere puțin diferită de a noastră și spune că Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței singular lui, cum cred unii. Și dacă vă uitați în context, versetul 4, vor fi unii care vor zice, unii este făgăduința venirii lui. Deci, clar, Petru vorbește de faptul că Dumnezeu nu întârzie, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru ca noi, adventiți ziua șaptea, să ne pocăim. Știți, într-un fel, e vina lui pentru că are prea multă răbdare. Cum cred unii. George Santayana a spus, un popor care nu-și cunoaște istoria este destinat să o repete. Și citatul care știm pe de rost în Ellen White, nu avem nimic să ne temem pentru viitor decât dacă am uitat cum Dumnezeu ne-a condus în trecut și este a doua parte care uităm și lecțiile lui în istoria noastră și în istoria noastră biblică. În 1 Corinteni, capitolul 10, Apostolul Pavel vorbește despre istoria vechiului Israel și spune că ce s-a întâmplat lor sunt pilde sau tipuri din care noi să învățăm să nu repetăm aceleași greșeli. Dumnezeu i-a scos din Egipt cu puterea lui, cu semne și minuni și a dorit ca un timp foarte scurt, după ce le-a dat legea la muntele Sinai și jertfele, ei să intre în țara Canaanului. Era o călătorie de 10 zile, 11 zile. Când au ajuns la granița Canaanului, la Kadesh Barnea, Dumnezeu le-a spus asta, Deuteronomul, capitolul 1, Moise, interesant, asta este 40 de ani mai târziu, recapitulează istoria lor. Dacă citim numeri, capitolul 13, cumva luăm ideea greșită că Dumnezeu i-a trimis să iscodească țara. Capitolul 13, numeri, versetul 1, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, trimite niște oameni să iscodească țara Canaanului pe care o dau copilului Israel. Și s-a trimis câte un om pentru fiecare dintre semințiile lui Israel. În Deuteronomul, capitolul 1, Moise explică, versetul 20, am ajuns la muntele amoriților pe care îl dă Domnul Dumnezeul nostru. Iată că Domnul Dumnezeul tău spune țara înainte, suie-te, ia-o în stăpânire. Asta l-a spus Dumnezeu.
Versetul 22. Voi v-ați apropiat cu toții de mine și a zis să trimitem niște excoade. Și atunci Dumnezeu le-a dat permisiunea să o facă. Dar n-a fost Dumnezeu care le-a spus să ducă și scotească țara. Ideea de a iscodi, ideea de necredință, pentru că Dumnezeu le-a spus, v-am dat țara, duceți-vă și luați-o. Și Dumnezeu le-a spus și cum este țara. Și ei au zis, nu, să trimitem niște iscoade ca să vedem dacă țara e bună. Păi da, nu vă spusese Dumnezeu cum este? Și să vedem, trimitem niște iscoade să vedem dacă zidurile sunt tărite. Era prin puterea lor că luau ei țara. Știți, în Patriarhi și Profeți, Ellen White face o declarație extraordinară, că dacă ei ar fi ascultat Dumnezeu, n-a fost voia lui ca ei să treagă măcar o săgeată, ca să lupte în niciun fel. Dumnezeu le-a fi dat țara, absolut numai prin credință în El. Și este interesant că Moise, explicând de ce la data respectivă n-au intrat, în același capitolul 1 din Deuteronomul, spune că cu toate acestea, versetul 32, voi n-ați avut încredere, n-ați crezut în Dumnezeu. Și în Evrei, capitolul 4, Pavel, făcând o recapitulare, referindu-se la aceeași lucru, spune că ei n-au putut să intre în țara Canaanului din cauza necredinților. Mă scuzați. Welcome, Silvia. Silvia, ne rugăm împreună la biserica din Numărca. We're going to translate for you. Dumnezeu numește în capitolul 26 ce s-a întâmplat acolo răzvrătire. Voi v-ați răzvătit împotriva lui Dumnezeu. Faptul că ei n-au vrut ca să intre în țara Canaanului, Biblia o numește răzvrătire. Voi v-ați răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu a luat hotărârea că ei vor sta încă 40 de ani în pustie. Acum se pune întrebarea, cine era responsabil? Era mirele care întârzia sau era poporul care s-a răzvrătit și n-a vrut să intre? În Marea Luptă, 457, Sora White spune, istoria lui Israel este o ilustrație izbitoare a experienței trecute a poporului Advent. Și vorbește despre 1844, El, Hristos, a dorit să-i conduc pe israeliți direct în Canaan și să-i stabilească acolo un popor sfânt și fericit. Nu a fost voința lui Dumnezeu ca Israel să rătăcească 40 de ani în pustie. Tot așa, nu a fost voința lui Dumnezeu ca venirea lui Hristos să fie atât de mult întârziată, ci poporul său și poporul său să rămână atât timp în această lume de durere și păcat și apoi, spune ea, dar necredința, exact același lucru care i-a împiedicat pe evrei să intre, i-a separat de Dumnezeu. Astăzi o să citesc puțină istoria adventistă, așa cum o descrie profetul și cum o relatează oamenii. Știți, noi, astăzi, ca și poporul în timpul lui Ieremia, testul este ascultarea sau nu de profet. Sau ascultarea de conducător sau ascultarea de profet. Știți, în lecțiunea de săptămâna aceasta se punea o întrebare, ce ar fi fost Israel dacă ar fi ascultat la prorocia lui Ieremia? Eu o parafrazez, ce s-ar fi întâmplat cu Biserica Adventistă dacă ar fi ascultat la ce spune el în noi? Biserica Adventistă, folosind o expresie întregită a lui Ellen White, s-a născut
ca urmare a unei experiențe adevărate de dragoste pentru Iisus și pentru venirea Lui. Așa s-a născut, o dragoste adevărată pentru Iisus Hristos și pentru venirea Lui, care a fost evidentă în mișcarea din 1844. De la Pentecost încoace, spune ea, n-a fost o mișcare mai curată de reformațiune. Iubeau pe Iisus Hristos și pentru că îl iubeau cu adevărat, voiau să-L vadă curând. După mare dezamăgire de la 1844, în 1856 este pentru prima dată când profetul folosește termenul de laodicean pentru cei care făceau parte de mișcarea adventă. Zelul lor și dragostea lor pentru Hristos a început să scadă și devenirea Lui și dacă asta era în 1856, mă întreb cum este astăzi. Dacă în 1856 erau căldicei, în jurul anului 1880, biserica în general era stabilită, mulțumită într-o condiție generală de căldicel. Și profetul scria niște mesaje stranii pentru că era greu să asculți ce spune profetul. De ce? Era greu pentru că în timp ce spiritual biserica era în declin, creștea în număr cum n-a crescut niciodată în istorie. Construia niște instituții care nu aveau rival în America și câteodată în lume. Pastorii noștri se bucurau de succes după succes în dezbaterile publice cu privire la adevărul prezent, a sabat, lege, sanctuar, care produceau mândrie și mulțumire de sine pentru conducători și membri. Era la mod atunci să dezbată public. Și în fața acestei situații înfloritoare, ca să auzi și să crezi ce spune profetul, a fost întotdeauna dificil. Pentru că profetul scrie așa, 1880, testimonii 5, ca popor, noi nu avansăm în spiritualitate pe măsură ce ne apropiem de sfârșit. Mă doare inima, zicea ea, zi de zi și noapte de noapte pentru bisericile noastre, 1880. Mulți progresează, zice ea, dar înapoi. Sunt umplută de durere când mă gândesc la condiția noastră ca popor. Și apoi zice ea, opinia generală este că biserica este înfloritoare. Aia era opinia. Cum este și astăzi. Construim biserici, facem lucrări. Și că pace și prosperitate se găsesc în lăuntru ei. Și punând în context, a fost atunci când chema la o redeșteptare a adevăratei evlavii ca fiind cea mai mare nevoie. Începând din anul 1875-79, a început să scrie niște mărturii care arătau că venirea lui Iisus nu vine curând, este aici. Scria ea, noi suntem acum la granițele lumii eterne. Faceți diferența de a veni Iisus cândva în viitor. Volumul 4, pagina 16, 1881. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. În același an mi-a fost arătat că noi stăm pe pragul veșniciei. Eternitatea, 1885, este în fața noastră. Cortina este gata să fie ridicată. Noi stăm chiar la marginea lumii veșnice. Sunt niște mesaje absolut clare că Dumnezeu se pregătea să vină atunci. Și ca să pregătească pe poporul său și ca să dea mesajul lumii, care era ploaia târzie, la conferința din Minneapolis în 1888, el trimite
mesajul care se pregătească și biserica și lumea pentru a doua venire. În El, capitolul 2, versetul 32, ploaia timpurii este numită un învățător al neprihănirii. Ploaia târzie este Dumnezeu, ploaie plouă neprihănire peste azi, spune, peste noi, spune Osea. Cum a răspuns biserica, din nou istoria se desparte. Am să citesc ce spun oamenii și am să citesc ce spun profetul. Spun asta nu cu intenția de a critica, ci cu intenția de a face sens de ce suntem încă aici, numărul 1, și de a nu repeta greșeala pe care au făcut-o niște oameni cu minți în 1888. Spalding, Christian, nume mare în istoria adventistă, cartea lor spune: Conferința Generală de la Minneapolis în 1888 este un eveniment notabil în istoria Bisericii Adventiste. Se remarcă ca o victorie măreață. A marcat începutul unei noi ere de trezire spirituală și creștere. Rezultatul a fost bun. Dumnezeu a dat poporului său o victorie măreață. Apoi, un alt autor, ultima decadă a secolului, ăștia sunt oameni mari care au fost președinți de conferință generală și au scris cărți, Olson, To Crisis, To Victory. Ultima decadă a secolului, adică de la 1890 încolo, a produs o dezvoltare a bisericii prin Evanghelia de la 1888, într-o companie gata, pregătită să împlinească misiunea lui Dumnezeu. Majoritatea lucrătorilor, pastori și membri au acceptat prezentarea adevărului la Minneapolis și au fost binecuvântați. Marjorie Lewis, în cartea ei, Too Slow to Get Off, înseamnă aceasta că biserica sau conducătorii au respins mesajul? Nu deloc. Unii au respins o minoritate vocală, alții au acceptat cu bucurie. Unii au fost puțin confuz la început, dar după aceea curând au acceptat. Noua conducere a acceptat în toată inima noua lumină. Asta ce spune biserica, conducătorii. Și acum o să vă citesc ce spune profetul. Testimonii speciale, seria, pagina 20. Tot universul a fost martor la tratamentul rușinos al lui Iisus Hristos, reprezentat de Duhul Sfânt la conferința de la Minneapolis. Dacă El, Hristos, ar fi fost acolo, în fața lor, ei l-ar fi tratat într-o manieră asemănătoare cum l-au tratat evreii pe Hristos. Știți ce a făcut evreii cu Hristos? În 1892 ea scria: Nu pot să uit niciodată experiența pe care am avut-o la Minneapolis sau lucrurile care mi-au fost arătate mie cu privire la spiritul care îi controla pe oameni, adică delegații care erau acolo. Ei au fost mișcați de un alt spirit și nu au realizat că Dumnezeu a trimis pe acești oameni, Wagner și Jones, să aducă un mesaj special pe care l-au tratat cu dispreț, l-au ridiculizat. Știu că atunci Spiritul lui Dumnezeu a fost insultat. În 1896, în Review Herald scria: N-am să fiu chemată niciodată să stau sub direcția Duhului Sfânt, cum s-a întâmplat la Minneapolis. Prezența lui Hristos a fost cu mine. Toți cei adunați au avut ocazia de a se plasa de partea adevărului care l-a trimis Dumnezeu în curente bogate de milă și dragoste. Dar în camerele ocupate de unii era criticism, ridiculizare și râsete. Manifestarea Duhului Sfânt a fost numită fanaticism. Scenele care au avut loc la această întâlnire l-au făcut pe Dumnezeu cerului rușine, să fie rușine să-i numească pe aceia care erau acolo, frații săi. Și apoi spune ea: toate acestea sunt scrise în cărțile din ceruri. Testimonii 5, Bible Commentary, volumul 5, pagina
1131. Satana a avut succes, a îndepărtat de la poporul nostru, în mare măsură, puterea specială a Duhului Sfânt pe care Dumnezeu dorea să le împartă. Dușmanul a oprit, i-a oprit de a obține acea eficiență care a putut să fie a lor în ducerea adevărului întregii lumii, cum au făcut-o ucenicii după Pentecost. Lumina care trebuia să lumineze întreaga lume cu strălucirea ei a fost rezistată și prin acțiunea fraților noștri conducători a fost ținută în mare măsură departe de lume. Mărturii pentru predicatori, pagina 80. Ei au început această lucrare satanică la Minneapolis și cu toate acestea, acești oameni au ținut poziții de răspundere și au modelat lucrarea după asemănarea lor cât au putut de mult. Explică versiunea oficială. Frații mei, nu contează cât de mult am încercat sau încă încerca cineva să armonizeze ceea ce spune biserica cu ceea ce spune profetul, nu se poate. Cineva nu spune adevărul. Sunt niște cuvinte foarte tari pentru un profet care rar folosea un limbaj atât de tare. Și pentru că au avut puterea, cum spune ea, au trimis-o pe el în noi din Australia. De asta au trimis-o, pentru că ea mergea din loc în loc în America. Wagner Jones predica și ea nu predica, ea stea acolo, spunea, voi ascultați, oamenii ăștia vorbesc la Dumnezeu. Și au trimis-o. Și ea spune clar, Dumnezeu nu m-a trimis în Australia. Pe Wagner l-a trimis în Anglia și a rămas Jones singur în America. A urmat întoarcerea în pustie. Știți, poporul 40 de ani s-a învârtit în jurul muntului Sinai. Nici n-au avansat fizic spre Canaan, nici nu s-au dus înapoi. Dar în Fapte, capitolul 7, versetul 39, Ștefan spune că în inimile lor s-au întors în Egipt. Interesant, revista noastră Ministry, revista pentru pastori, în 1988, 100 de ani mai târziu, pe prima pagină este fotografia lui Ellen White, Wagner și Jones. Și e scris în litere mari, 1888-1988, advance or retreat? Am avansat sau ne-am întors înapoi? Timp de 10 ani, de la 1888 până 12 ani, până 1901, bătălia a continuat, dar Satan a câștigat victoria. Scria profetul în 1890, de la întâlnirea de la Minneapolis, am văzut starea bisericii laodiciene cum n-am văzut-o niciodată înainte. Ca și evrei, mulți și-au închis ochii în fața luminii. Ei merg fără Hristos și cred că n-au nevoie de nimic, după cum s-a întâmplat când era Hristos pe pământ. Până când conferința din 1901, care, din nou, biserica spune că a recuperat mesajul, profetul scria asta. Rezultatul ultimei conferințe generale în 1901, zice ea, a fost cea mai mare, mai teribilă durere a vieții mele. Nici o schimbare nu a fost făcută. Spiritul care trebuia adus în toată lucrarea ca rezultat de acestui meeting nu a fost adus, pentru că oamenii n-au primit mărturiile Spiritului lui Dumnezeu. Ei au continuat să meargă în aceeași principii care existau la Battle Creek. Frații mei, a început rezistența și necredința, rădăcinile, spune ea, opoziției împotriva Spiritului Profetic de acolo. Pentru că oamenii onești și orice a din ziua șaptea trebuie să creadă ori profetul, ori biserica. Și dacă profetul nu poate fi crezut cu privire la 1888,
atunci nu poate fi crezut deloc. Scria profetul după 1888-1890, dacă scopul lui Dumnezeu ar fi fost împlinit de poporul lui. Dumnezeu, în predicarea în întreaga lume a mesajului care a fost dat la 1888, Hristos ar fi venit și sfinții ar fi fost acasă. Face sens întârzierea? A fost dată o sentință. Spune ea în 1901, dacă poporul lui Dumnezeu ar fi fost menținut o legătură vie de la început cu el, ei ar fi astăzi în Canaanul Ceresc. Prea clar. Și apoi Dumnezeu a luat o hotărâre. Și în decembrie 7.1901, profetul scria poate cele mai triste cuvinte pentru Biserica Adventistă. Scrie așa. Poporul său este mult în urmă. Agențiile omenești sub planurile divine ar putea recupera ceva din ceea ce a fost pierdut, pentru că poporul care a avut mare lumină nu a avut zel corespunzător sfințenie și nu a urmat planurile specifice ale lui Dumnezeu. Oamenii, zice ea, nu pot face un pod peste golful creat de lucrătorii care nu au urmat pe conducătorul lor divin. Și acum urmează sentința. În 1880 scria, suntem la marginile canalului, vine Iisus. Și apoi în 1901 ea spune așa, vom avea de rămas în această lume, zice ea, many more years, multă vreme. Din cauza răzvrătirii, spune ea, după cum a făcut copiii lui Israel. Și ea spune, face un apel, dar pentru numele lui Dumnezeu, poporul său, nu trebuie să mai adauge păcat la păcat. Dumnezeu a luat o hotărâre. Depinde de pocăința noastră. Răzvrătirea nu s-a terminat atunci. 1989, acum 20 ceva de ani, BRICOM, Institutul de Cercetări Biblice a Conferinței Generale, a pus împreună un apel pentru unitate în biserică, în care spune așa, că una dintre problemele bisericii astăzi este efectul diviziv a unor membri care cred sau au anumite poziții privitoare la natura omenească a lui Hristos, 1888, natura păcatului, o să discutăm despre ele, și doctrina îndreptățirii prin credință în timpul sfârșitului. Și apoi îi spun așa, poporul advent ca întreg nu împărtășește aceste vederi. Biserica organizată mondială a adventiștilor ziua șaptea a căzut de acord în cele 27 doctrine fundamentale care sumarizează învățăturile biblice care le credem noi. Și auziți ce spune mai departe. Subiectele de mai înainte, adică natura omului, natura lui Hristos și neprinirea prin credință în timpul sfârșitului, nu sunt parte din aceste 27 de puncte de credință. V-aș întreba, oare cum suntem noi mântuiți dacă îndreptățirea prin credință nu e parte din ceea ce învățăm noi ca adventiști ziua șaptea? Continuă mai departe și spune, biserica din lumea întreagă nu a văzut niciodată aceste subiecte ca fiind esențiale pentru mântuire. Și nu numai atât, nici pentru misiunea bisericii. Fac o paranteză. Al treilea mesaj îngeresc, după Biblie, aceia care au credința lui Iisus, țin porunțile lui Dumnezeu, îi îndreptățesc prin credință.
Ce mesaj atunci are lumea, are biserica asta pentru lume, dacă nu îndreptățire prin credință? Apoi, continuă și spune că Dumnezeu e de vină. Scriptura nu face aceste subiecte esențiale. Sunt puține referințe, adică Dumnezeu nu e clar cu privire la asta. Și sunt creștini devotați de ambele tabere. De aceea aceste subiecte trebuie lăsate la o parte și nu trebuie privite ca necesare. Și apoi, ce frumos vă spun, frații, să nu lăsăm pe Satana să ne divizeze și să ne slăbească eforturile noastre de a da mesajul lumii. Care? Nu știu. Pagina nouă a pamfletului devine dificilă pentru mine. Și pentru dumneavoastră ar trebui să fie, pentru că spune că aceia între membrii care mai continuă să agite aceste subiecte, adică eu care predic astăzi despre asta, va forța conducerea bisericii în cele din urmă, cu dragoste și părere de rău, să excludă. Cu dragoste și părere de rău. Cu dragoste frățească. Deci, cum rezolvăm problema a două veniri? Well, fratele George Knight, în cartea lui de la 1888 la apostazie, ei spune așa: mare nevoie a adventiștilor de ziua șapte este să fie mai călduroși, mai caring. Știți, frate, ne-am întors într-un legalism amestecat cu evanghelism, în care trebuie să lucrăm mai mult, trebuie să fim mai iubitori, trebuie să ne trezim mai devreme, trebuie să citim mai multă Biblie, trebuie să facem mai multă lucrare și orice altceva, în afară de a ne pocăi și a crede în Dumnezeu. Și sunt exprimat atât de frumos că oamenii le cred. Cum? Trebuie să fii mai iubitor. Păi cum? Trebuie să fii mai iubitor. Nu? Trebuie să faci mai multă lucrare. Înțelesul a ceea ce s-a întâmplat, spune el la 1888, tema centrală este că avem nevoie să devenim mai caring, mai... Fiți atenți! Adventiștii ziua șaptea trebuie să lase la o parte disputele teologice, pentru că nu sunt importante. Și se trateze unul pe altul ca creștini, chiar dacă nu sunt de acord. Well, creștinii văd că îi amenință pe aia alți care nu cred că ei că exclude. De asemenea, zice el, nu trebuie să uităm că Ellen White, interpretul numărul unu a ceea ce s-a întâmplat la 1888, n-a fost obsedat cu evenimentul la 1888. N-a fost. Numai ne-a spus că ne-am răzvătit împotriva Dumnezeu și a scris 1850 de pagini despre asta. Și apoi o să discutăm. Când primești un mesaj, faci acuzații de panteism, fanaticism, că el nu a fost interesat în ideile teologice de la 1888, că oamenii au căzut și e adevărat, dar de ce? Că de fapt nu au predicat decât ce a predicat Martin Luther, care este o minciună. Știți, în Ieremia, capitolul 6, versetul 16, Ieremia cheamă poporul la pocăință și în chemarea lui pocăință îi invită ca să uite în urmă. În context istoric, îi invita să uite în urmă la reforma în timpul lui împăratului Iosia. Și spune, așa vorbește Domnul, stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună, umblați pe ea și veți găsi o odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei răspund, nu vrem să umblăm în ele. George Knight zice că
Treaba noastră ca adventiști este să ne uităm înainte, nu în urmă. Știți, fraților, ideea de chemare la reformațiune, că de întreaga biserică, este corectă. Dar ideea de chemare la reformațiune fără pocăință și a ne duce înapoi și recupera mesajul care ne-a dat Dumnezeu și ne-a pocăi de aia, trimite oamenii în fanaticism. Ideea de reformațiune și a primi Duhul Sfânt în Biblie este întotdeauna legată de ideea de pocăință adevărată. Am să închei. Citesc câteva fraze din ce a spus A.T. Jones. O să vorbim în viitor despre legăminte, legea în Galaten și discuțiile care au avut loc. Poate o să vedem diferența în ce a spus ei și ce se învață astăzi. Citez asta ca să puteți să vă faceți o impresie de ce ceea ce a spus ei a fost respins și este dificil și pentru noi astăzi. În cartea lui despre perfecțiunea creștină spune așa: în preoția și serviciul tainei fără de legii, adică în Biserica Catolică, păcătosul își mărturisește păcatul preotului și continuă să păcătuiască. Într-adevăr, în acel serviciu și acea preoție, nu este nicio posibilitate sau o putere pentru el să facă altceva decât să continue în păcat după ce l-a mărturisit. Pentru că preotul ăla nu poate să facă nimic altceva pentru el. Și apoi el spune așa: dar dureroasă întrebarea, cum este, nu este adevărat că aceia care nu sunt din taina fără de lege, adică noi, dar care cred în Iisus și lucrarea Lui, de preoția Lui în ceruri, nu este adevărat că și aceștia își mărturisesc păcatele și apoi continuă în păcat? Și zice el: dar este drept pentru marele nostru preot, sacrificiul lui și jertfa lui. Este drept să-l punem pe el, sacrificiul lui, preoția lui și mijlocirea lui, practic la același nivel cu taina fără de lege? Și să credem că nu mai este mai multă putere sau virtute în preoția lui decât în cea pământească din taină fără de lege. Este o întrebare serioasă care supără, a supărat acum 100 de ani și supără și astăzi. Neprihănirea prin credință în timpurile din urmă, învață după Apocalipsa 14, un popor care prin credința în Iisus Hristos ascultă desăvârșit de legea Lui și sunt gata să fie luați la cer. Orice altceva nu-i de ajuns. Să ne ajute Dumnezeu să fim printre aceia. Amin.